Bună ziua! Stimată doamnă secretar de stat, stimate domnule ambasador, domnule coordonator rezident al Națiunilor Unite, reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății și dragi lucrători medicali. Participăm astăzi la un eveniment de donație a echipamentului IT pentru Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care constă din imprimante multifuncționale și laptopuri. Lotul oferit de generos de USAID și OMS este parte a asistenței umanitare în domeniul sănătății ca răspuns la pandemia COVID-19. Îl invit cu un mesaj pe domnul director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, domnul Vasile Buștiuc. Bună ziua tuturor, excelență, domnule ambasador a Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Derek Hogan, mult stimate domnule director al oficiului de țară al Organizației Mondiale a Sănătății, Igor Pocanevici, mult stimate reprezentant al Organizației Națiunilor Unite în Moldova, Simon Springer, doamnă secretar de stat, doamna Tatiana Zatyk. Deci sunt stimați oaspeți, mass media, dragi colegi, sunt onorat să vă salut prezența la acest eveniment, deci care de fapt, după cum s-a vorbit, este lansat pentru a dona un lot de echipament IT pentru Agenția Națională pentru Sănătate Publică și cu o satisfacție deosebită vreau să remarc faptul că deci, evenimentul de astăzi reprezintă o continuitate a colaborării între Agenția Națională pentru Sănătate Publică, USAID și Organizația Mondială a Sănătății. Și aici aș face o remarcă și aș menționa acele realizări comune care au fost, sau acel suport care a fost acordat Agenției Naționale pentru Sănătate Publică pe parcursul anului 2020, care a fost exprimat prin dotarea laboratoarelor agenției din cele 10 regiuni ale țării cu utilaj frigorific și sisteme de autoclavare. Deci, un deosebit suport a fost acordat de către parteneri în ce privește, vă zic, crearea Centrului Operativ de Coordonare a Urgențelor de Sănătate Publică, procurarea kiturilor și consumabilor pentru detectarea virusului SARS-CoV-2. Țin să menționez faptul că echipamentul care astăzi este donat, deci Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, va fi în exclusivitate utilizat, deci pentru realizarea măsurilor de supraveghere și monitorizare a situației epidemiologice la nivel de Republică, pentru a ține sub control infecția COVID-19 și, evident, pentru a întreprinde acele măsuri deci de stopare a declanșării infecției în rândul populației. La cele de urmă, încă o dată, țin să mulțumesc tuturor partenerilor de dezvoltare pentru sprijinul și suportul acordat atât Agenției Naționale pentru Sănătate Publică cât și Republicii Moldova în întregime, în scopul fortificării capacităților, vă zic că, pentru a face față pandemiei provocate de virusul COVID-19. Mulțumesc și în continuare îmi permiteți să-i ofer cuvânt doamnei secretar de stat a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Tatiana Zatyk. Excelență, domnule ambasador al Statelor Unite Americii în Republica Moldova, mult stimate domnule rezident al Organizației Națiunilor Unite, stimate domnule director al Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova,
Stimați colegi, stimați oaspeți, într-adevăr asistăm astăzi la un eveniment important, un eveniment de donație umanitară, deoarece care se înscrie în șirul acelor activități de suport pentru Republica Moldova în vederea controlului pandemiei COVID-19. În toată această perioadă, practic pe parcursul unui an de zile, am avut mereu alături reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății, partenerii de dezvoltare, care au venit cu suport atât pentru fortificarea bazei tehnico-materiale ale instituțiilor medico-sanitare din țară, cât și cu suport de fortificare a capacităților, fortificare a capacităților de a răspunde acelor nevoi care le are țara în cadrul pandemiei COVID-19. Sper că acest echipament, care este donat cu mare drag de către Statele Unite ale Americii pentru Agenția Națională pentru Sănătate Publică, va oferi posibilitatea de a fortifica capacitățile agenției, a centrelor de sănătate publică din regiune, celor 10 centre, în evidența mai bună a datelor privind cazurile de infectare cu COVID-19, ceea ce va contribui la o analiză mai bună a situației din țară și organizarea unui răspuns mai eficient împotriva la COVID-19. Vreau să mulțumesc mult încă o dată reprezentanților de la Ambasada Statelor Unite ale Americii, mulțumesc guvernului acestei țări pentru acel suport continuu prin intermediul USAID, prin intermediul Organizației Națiunilor Unite, tuturor agențiilor ONU din țara noastră, Organizației Mondiale a Sănătății pentru acest suport important și pentru acel suport care suntem siguri că va continua, deoarece avem nevoie și în continuare de suportul acesta. Vă mulțumesc mult și vreau să vă asigur că echipamentul va fi utilizat după destinație, va fi într-adevăr acel suport care ne-l dorim toți de la această donație umanitară. Mulțumesc mult! Mulțumim, doamnă secretar de stat! Și în continuare, îmi permiteți să-i ofer cuvântul excelenței sale, ambasadorului Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, domnului Derek Hogan. Bună dimineața, secretar de stat, bună dimineața, reprezentanța Organizației Mondiale a Sănătății, Națiunilor Unite, Agenție Naționale de Sănătate Publică. Sunt bucuros să mă aflu astăzi aici pentru a remarca parteneriatul durat între Statele Unite, între Guvernul Statelor Unite, Organizația Mondială a Sănătății și Națiunile Unite pentru a confrunta împreună COVID-19. Ca parte a angajamentului nostru față de poporul Moldovei, Statele Unite prin USAID au acordat Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF 2,15 de milioane de dolari pentru a ajuta Moldova să combată COVID-19. Această asistență a fortificat capacitatea Moldovei de a se pregăti și de a acționa prompt în fața provocărilor cauzate de COVID-19. În special, de a consolida eficiente laboratoarelor, accelera identificarea și monitorizarea cauzurilor de îmbolnăvire, a spori comunicarea despre riscurile existente și măsurile de prevenire a infecției.
Cu ajutorul Guvernului Statelor Unite, OMS a furnizat kituri de testare, reactive, consumabile și echipament, inclusiv frigideri de laborator, autoclave și distilatoare pentru 10 laboratori de sănătate publică, implicate, desigur, în testarea COVID-19. Ca urmare, numărul testelor pentru COVID-19 efectuate zilnic la nivel național a crescut semnificativ de la 200 în martie la câteva mii în zilele de astăzi. Mai mult, accesibilitatea de testare pentru COVID-19 a crescut considerabil, de la un singur laborator în Chișinău la 5 laboratoare răspândite geografic prin toată Moldova. Cu ajutorul finanțării din partea Guvernului Statelor Unite, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și 10 centre regionale de sănătate publică au primit echipament IT pentru a îmbunătăți colectarea și procesarea datelor cu privire la COVID-19. Cu scopul de a fortifica managementul clinic și sistemele de sănătate, experți locali au organizat instruiri online pentru personalul din domeniul sănătății. Astfel, peste 4.000 de specialiști au beneficiat de cunoștințe specializate. Astăzi suntem bucuroși să livrăm echipamente de birou pentru 10 centre regionale de sănătate publică, care vor servi drept puncte regionale de vaccinare, odată cu demararea programului național de vaccinare. Acest echipament va ajuta la punerea bazei și la pregătirea pentru viitoarea campanie națională de vaccinare împotriva COVID-19. După cum a observat, în multe țări din întreaga lume, programele de vaccinare sunt provocatoare și complexe. Dar un aforism moldovenesc, pe care l-am auzit multe ori, spune că dacă ai sănătate, atunci toate lucrurile sunt posibile. Prin această asistență, oamenii din Statele Unite sunt bucuroși să demonstreze sprijinul lor pentru poporul moldovenesc. Mulțumesc pentru asistență. Mulțumim, domnule ambasador, excelență, pentru acele aspecte care le-ați punctat destul de comprehensiv ce vizează ajutorul acordat Republicii Moldova de către Statele Unite ale Americii prin intermediul USAID. Un alt partener, aș spune eu, fidel și de bază pentru sistemul de sănătate din Republica Moldova îl reprezintă Organizația Mondială a Sănătății și în acest context permiteți-mi să-i ofer cuvântul domnului director al biroului de țară al Organizației Mondiale a Sănătății, domnului Igor Pocanevici. Mulțumesc, dear colleagues, Your Excellency Mr. Kogan, Excellency Dr. Zadig, colleague Simon. Today, you're really witnessing the example of the global solidarity, which is really the issue and really, it was the place, or the, when the time came, many countries came to the Republic of Moldova hand in hand to support the Republic of Moldova in this difficult time. Deci, în primul rând, mulțumesc foarte mult tuturor participanților, mulțumesc ambasadorului Hogan, doamnei Zatik și lui Simon. Și vreau să spun că astăzi, de fapt, suntem martorii unei eveniment de solidaritate globală, când mai multe țări și-au unit eforturile pentru a veni și a ajuta Republica Moldova în această perioadă foarte complicată pentru ea. United States of America were actually one of the first countries which also came to WHO and asked, tell us what is needed. And this question we immediately addressed again to the Ministry of Health and jointly we developed the needs assessment. And at that time it was
time of uncertainties, it's exactly what the time of unknown situation, but the support that was provided immediately really made a difference. Și SUA, de fapt, a fost una din primele țări care s-a adresat la noi, la OMS, pentru a întreba de ce este nevoie, cu ce putem ajuta. Noi imediat am venit cu această întrebare la Ministerul Sănătății, am efectuat o analiză a necesităților pentru a determina de ce este nevoie. Într-adevăr, perioada aceea era una de foarte multe incertitudini și necunoscute, dar totuși sprijinul care a venit a fost cel care a făcut diferența. And jointly with other UN agencies and the coordination of the UN Resident Coordinator in the Republic of Moldova, we immediately responded and provided the full list what was needed at that time. And now time is showing that that list and that needs were exactly those what the country was needed to provide immediate response. Și de fapt, împreună cu alte agenții ale ONU, fiind coordonate de reprezentantul rezident al Organizației Națiunilor Unite, noi de fapt am unit eforturile pentru a elabora acea listă de necesități care a fost oferită tuturor spre a fi satisfăcute. Și după cum ne-a arătat și timpul, lista aceea de necesități au fost cu adevărat cele care au fost reale și necesare pentru Republica Moldova. That support was focusing more, of course, on the laboratory side, which at that time was had very limited capacities. And as of today, starting from like 100 tests just 7-8 months ago, the Republic of Moldova is able to perform more than 5,000 tests per day of COVID, to identify COVID cases. În acel moment, desigur că necesitățile principale erau bazate de, sau țineau de laboratoare, de capacitatea laboratoarelor, care era una foarte limitată în acel moment. Și acum, în zilele noastre, dacă comparăm cu acele 100 de teste care puteau fi făcute cu 7-8 luni în urmă, acum această capacitate a fost dezvoltată până la 5.000 de teste pe zi pentru a testa COVID-19. Surveillance, strong surveillance system is one of the key to respond to pandemic, and in order to strengthen this surveillance at the national level and first of all at the regional level all around the country, next phase of the support was provided, and this IT equipment is just like the first phase of the few the support to ensure that the surveillance system in the Republic of Moldova correspond to all international standards. Și supraveghere, de fapt, o supraveghere, un sistem de supraveghere puternic este la fel cheia pentru răspunsul la această pandemie. Și acum, în următoarea fază a sprijinului oferit Republicii Moldova, noi oferim și acest lot de echipament IT pentru a consolida sistemul de supraveghere al Republicii Moldova, care este cheia spre a răspunde eficient la problemă. We have no doubt that strong health system, which is part again the surveillance is part of the health system, which is facing the huge, huge challenge now, will be able to cope with the pandemic, and when the majority of population vaccinated against COVID-19 will be able to get to the normal life. Și noi, de fapt, suntem siguri că acest sistem de supraveghere, dacă va reuși să-l consolidăm cu adevărat așa cum ne dorim, și atunci când va fi lansat programul de imunizare a populației împotriva acestei pandemii, noi suntem siguri că după aceea vom putea reveni la viața noastră normală. But still, the case, we'll continue our efforts to ensure that everything that the Republic of Moldova is needed and with such kind of support from the United States and other partners will be able to cope with the pandemic, and people of the Republic of Moldova will be healthy, happy, and will continue to their normal life. Ultimate. Și de fapt, vrem să ne asigurăm totodată că tot de ce va avea nevoie Republica Moldova, noi, inclusiv cei de la din SUA sau din alte popoare, alte agenții de sprijin pentru Republica Moldova, vom continua să oferim această asistență Republicii Moldova pentru ca populația Republicii Moldova să fie sănătoasă și fericită și ca să ne putem continua viețile noastre în ritm normal. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule director, deci pentru tot ce faceți de a dezvolta sistemul de sănătate în Republica Moldova și de a-l susține pentru a face față provocărilor care s-au abătut asupra întregii omeniri. În continuare, permiteți-mi să-i ofer cuvântul, deci domnului Simon Springhet, deci coordonator rezident a Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova. Poftim! Mulțumesc! Thank you, Acting Director, State Secretary, Ambassador Hogan, Igor, WHO. I'm very happy to be here today. 2020 was indeed very difficult for all of us. I don't think there's any family or individual in Moldova or in the world who's been unaffected.
Deci, în primul rând, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc domnule director, doamnă secretară de stat, domnule ambasador Hogan, Igor. 2020, de fapt, a fost pentru toți un an foarte dificil. Nu cred că există o familie sau o casă în toată lumea care să nu fi fost afectată deloc de această pandemie. But as we enter 2021, I think one thing that we are quite sure of is that we remain stronger together. Și pe măsură ce intrăm acum în anul 2021, cred că un lucru de care putem fi siguri cu toții este că doar împreună putem fi puternici sau împreună suntem mai puternici. The United Nations and the Republic of Moldova is exceptionally proud of our partnership with the Ministry of Health, Labor and Social Protection, as well as the National Public Health Authority. Și Națiunile Unite în Republica Moldova este foarte mândră de parteneriatul pe care are cu Ministerul Sănătății din Republica Moldova, precum și cu Agenția de Sănătate Publică din Moldova. But one of the things that strengthens this partnership is the absolute solidarity of our development partners, and in particular, the United States of America. Și un lucru care consolidează acest parteneriat este solidaritatea absolută a tuturor partenerilor noștri, în special a Statelor Unite în cazul dat. While we're talking about some of the aid that the U.S. government has given, there's also a lot of aid that goes unnoticed. Și deși am vorbit mai mult despre asistența pe care o oferă Guvernul Statelor Unite, mai este încă foarte multă asistență care rămâne neobservată. So, as an example, Ambassador Hogan was very supportive of an initiative to support the setting up of the COVID-19 center with similar equipment. Și la fel o inițiativă, de exemplu, a fost un exemplu a putea fi că ambasadorul Hogan a susținut foarte mult crearea unui centru de testare pentru COVID cu echipament dotat cu echipament similar. And these small acts of solidarity actually have national consequences. So thank you very much for that. Și de fapt aceste acte mici de solidaritate au consecințe naționale. So as we enter 2021 and we look forward to the rollout of the COVID-19 vaccination, I do hope that that solidarity continues, both in terms of the willingness of the communities to take the vaccine, but also to continue to reinforce the importance of wearing a mask, keeping social distances, and keeping proper hand hygiene. Și de fapt, acum că suntem în anul 2021 și pe măsură ce ne așteptăm să fie implementată campania sau programa de imunizare a populației, noi sperăm foarte mult să continuăm să menținem această solidaritate din partea tuturor partenerilor de dezvoltare ale țării, la fel, în primul rând, din partea populației, ca să fie dornică să ia, să accepte acest vaccin și ca toată lumea să continue să poarte mască, să fie conștienți de importanța purtării măștii, de a menține distanța socială sau de a păstra igiena mâinilor adecvată. So at the start of 2021, I do think we all have a lot to look forward to, and I look forward to working together through the rest of the year. Thank you very much. Și suntem la începutul anului, sperăm foarte mult la mai multe lucruri bune. Eu personal sper foarte mult să continuăm colaborarea noastră foarte fructuoasă cu ministerul. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Mulțumim mult. Suntem și noi, vă zic că la fel de convinși că colaborarea noastră va continua, deci poporul moldav va avea suportul și în continuare în scopul dezvoltării acelor capacități de combatere a infecției COVID. Și dacă îmi permiteți în continuare, vreau să-i ofer cuvântul șefului Centrului de Sănătate Publică Teritorial Chișinău, unul din beneficiarii echipamentului care este donat astăzi. Deci, doamne, eu duc Iepcaci. Poftim! Bună ziua! Am onoarea să vă salut, domnul excelență ambasador a Statelor Unite ale Americii, stimate asistență, onorată asistență, stimată doamnă secretar de stat, stimate domnule director. Deci, în primul rând, aș vrea să aduc mulțumit pentru tot suportul acordat atât poporul Republicii Moldova, cât și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în deosebi în asigurarea cu tehnică de calcul, ceea care este foarte necesar în procesarea datelor, în obținerea operativă a rezultatelor și care ne va asigura o activitate mai fructuoasă în domeniul supravegherii și controlului COVID-19. Pot doar să vă asigur că această donație va fi destinată doar pentru supravegherea și controlul maladiilor și va fi oferită angajaților noștri
în activitatea sa și este foarte mult așteptată de toți specialiștii. Vă aduc încă o dată foarte multe mulțumiri îndeosebi pentru tot suportul care ne-l acordați. Acesta nu este unicul suport care dumneavoastră ne l-ați acordat pentru activitatea noastră și noi în continuare o să facem față și o să ne menținem sub control COVID-19 și în genere morbiditatea în Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc și dumneavoastră sănătate, deoarece acum este cel mai important în toată lumea, nu numai în Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumim mult! Onorată asistență, pe finalul evenimentului de astăzi, încă o dată în plus, vreau să aduc mulțumiri tuturor organizațiilor internaționale și în special ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova și întregului popor american, deci Organizații Mondiale a Sănătății, Organizații Națiunilor Unite și celorlalți parteneri, deci de dezvoltare a Republicii Moldova pentru aportul și suportul care a fost acordat Republicii Moldova în perioada pandemiei provocate de virusul COVID-19. Vă mulțumesc pentru participare la acest eveniment. Să aveți sănătate dumneavoastră și cei apropiați. Mulțumesc! Suntem în incinta de post de vaccinuri și dacă îmi permiteți am să rog colegul Alexei Ceban să vină cu o mică deci, relatare ceea ce înseamnă depozitul de vaccinuri, de păstrarea vaccinurilor a Agenției Naționale de Sănătate Publică. Ne aflăm acum în depozitul național de vaccinuri. De aici pornesc toate vaccinurile către teritorii, dar în același timp vaccinurile sosesc din cadrul aeroporturilor și vamelor terestre către depozitul național de vaccinuri, unde are loc toate proceduri. Avem suficient spațiu pentru a acomoda vaccinuri atât pentru programul național de imunizare, cât și pentru vaccinul de anti-COVID-19, indiferent de etapă. Deci, la prima etapă știm că vom avea un număr limitat de doze, le putem acomoda la nivel național, dar și când pentru etapele unde vor veni mai multe vaccinuri pentru etapa 2 și 3, la depozitul național de vaccinuri există suficient spațiu pentru a acomoda aici. Vorbim despre un regim de lucru unde este un flux de materiale și echipamente. Acestea sunt distribuite practic săptămânal, de aceasta avem și aglomerare de necesități, echipamente. Avem spații uscate, avem spații uscate unde menținem seringele pentru imunizări, de siguranță și alte necesități pentru a avea un proces cât mai eficient și cât mai operațional. Acesta este frigiderul pe care îl avem la temperatura de -60-90, la moment are o temperatură de -81 de grade, poate acomoda acum 140.000 de doze de vaccin Pfizer BioNTech, deoarece este unul și avem da. Avem câteva compartimente. Vaccinurile sunt în flacoane multidoze, de aceasta este și crescută capacitatea de utilitatea spațiului din echipamentele lanțului frig. Adițional, acest vaccin pot fi în 12-24 de ore mobilizate alte echipamente care pot asigura până la 800.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech în cazul că acestea vin în Republica Moldova. De asemenea, 800.000.
La pot menționa că vaccinurile vin în tranșe și loturi, adică chiar în cazul unui lot mediu, acesta ar costi de la 50.000 la 100.000, deci noi putem să-l acomodăm liber fără a mobiliza alte echipamente la moment, la prima etapă. La prima etapă. Avem aici echipament care a fost acreditat și precalificat de către cele mai înalte teste din asigurare a temperaturii, pentru că vaccinul necesită acest lanț prim de menținere de la producător până la administrarea vaccinului. Asta este altă? Sunt frigidere care asigură plus 2, plus 8 grade, cu monitorizare temperaturii permanente, de la plus 2 plus 8. Acum, la moment, practic, avem 5 grade, deci intervalul mediu de păstrare a vaccinului. În cazul în care temperatura scade la un nivel de sub 2 grade sau crește de la 8 grade, atunci se include automat alarmă, în care în regim de 24 de ore, 7 din 7 zile, este notificat șeful depozitului pentru vaccinuri, de asemenea, 2 medici epidemiologi care sunt întotdeauna la gard, și este punctul național focal, care lucrează 24 din 24 și poate mobiliza resursele necesare pentru a vedea care este problema. În același timp, în cazul în care avem o insuficiență de energie, da, avem o întrerupere, avem două generatoare care asigură electricitate pentru întreaga instituție, dar principalul pentru depozitul național, vă face o vizită la aceste generatoare, care se includ automat atunci când se întrerupe energia electrică. Aici, deci, monitorizarea temperaturii are loc și în afara camerei frigiderului și înăuntru acestea. Avem, deci, câteva compartimente și termometre care sunt amplasate în diferite locuri a camerei pentru a vedea să nu fie vreo deviere și de temperatură. Avem aceste log taguri, acestea sunt indicatoare electronică care prin intermediul USB-ului sau calculatorului putem vedea oscilațiile la fiecare minute, 10 minute pe întreaga perioadă. De asemenea, sunt și alte indicatoare tradiționale de monitorizare a temperaturii. În total, avem 4 camere frigorifice, care asigură un spațiu util în jur de peste 20 de metri cubi, ceea ce este suficient pentru a asigura întreaga populație cu vaccin. De asemenea, avem o cameră frigorifică de 50 de metri cubi, adică cât toate aceste 4 la 2 pe 1. Aceste frigidere sunt pentru echipamente pentru vaccin? Nu, sunt pentru vaccin. Sunt pentru vaccin? Pentru vaccin. Și care brand de vaccin poate să păstreze aici? La moment, Pfizer nu poate. Nu, Pfizer nu poate fi păstrat aici. Poate fi păstrat vaccinul, spre exemplu, AstraZeneca, cel de la plus 2 plus 8. Chiar și Pfizer, dacă l-am stocat la o temperatură de plus 2 plus 8, el poate fi menținut 5 zile. 5 zile. Adică, de la nivelul național, avem destul timp pentru a-l distribui la nivelul regional și a punctelor de vaccinare, iar punctul de vaccinare are la dispoziție aceste 120 de ore sau 5 zile pentru administrarea vaccinului în siguranță. Adică o planificare bună și o organizare a procesului de imunizare asigură succesul unei campanii naționale de vaccinare împotriva COVID-19. În același timp avem și congelatoare. În cazul vaccinului Moderna, care trebuie păstrat la minus 20 de grade, avem congelatoare pentru păstrarea acestui vaccin. Aceste congelatoare sunt precalificate PQS, adică au un brâu de gheață și sunt speciale în cazul fluctuațiilor de temperatură. Deci, asta este capacitatea de 24, cum am spus-o, de metri cubi. Aici avem, spre exemplu, vaccinul împotriva tetanusului de difterie, împotriva poliomielitei inactivate. Și
se vede clar că avem spațiu pentru a depozita vaccinuri adiționale. Deci nu este necesar să aveți frigidee dislocate în teritoriul. Toate poate fi păstrate aici. Sunt câteva etape de distribuție. La nivel național, vaccinurile sunt păstrate. Okay. Ulterior, ele sunt distribuite odată la 3 luni pentru vaccinurile tradiționale. Și asta, vaccinul se duce către centrul de sănătate publică, teritorial, adică la nivel de district, de raion. La nivel de raion, vaccinurile sunt livrate la fiecare lună către instituțiile medicale, către punctele de vaccinare. Okay. Pentru vaccinul COVID-19 avem o mică deosebire. Deci distribuția va fi efectuată permanent, pentru că vaccinarea este un proces continuu și nu este o livrare planificată de trimestrială. Va fi o distribuție la livrarea vaccinului în dependență de necesitate și acesta va fi una continuă. Vreau pentru ca toți să înțeleagă, dar încă o dată menționez, vaccinul Pfizer-BioNTech va fi păstrat la nivel național la -90-60. Odată distribuit în teritorii, vor avea 5 zile pentru administrare, adică vaccinul poate fi administrat 5 zile. Pentru vaccinul Moderna, poate fi păstrat la -20 de grade, avem capacitate la nivel național, dar și în cadrul în fiecare raion avem frigidiere PQS, care pot păstra vaccinul Moderna. Și la nivel de instituție medicală, punct de vaccinare, pot fi păstrate timp de o lună de zile. Pentru vaccinul, spre exemplu, AstraZeneca, poate fi păstrat la temperatură +2, +8, pe tot parcursul, atât la nivel național, regional, cât și la punct de vaccinare. Deci, până la moment, nu aveți cunoștință despre câte doze de fiecare vaccin va primi, da? Avem o planificare, deja am obținut și scrisoare de la COVAX. Vom recepționa la mijlocul lunii februarie, adică în decurs, într-un timp foarte scurt, vom avea 24.570 de doze Pfizer. Ulterior, la sfârșitul lunii, vom avea de la 156 până la 250.000 de doze AstraZeneca, dar care vor fi distribuite în lot. Okay. Adică fiecare lot la finele lunii februarie va fi distribuit circa 25% din 150.000, pentru trimestrul 2 vor fi distribuite alte loturi. Okay. Și avem deja o declarare a unei donații de 200.000 de doze din partea țării Uniunii Europene a României. Deja ne va aduce la cunoștință când vor fi aceste livrate, în dependență de semnarea acordurilor bilaterale. Foarte bine. Deci sunteți pregătiți. Suntem pregătiți, dar desigur pentru etapa 2 și 3 trebuie să ne mărim capacitățile la nivel local. Suntem dotați cu echipamente, dar totuși, cum și-am menționat, planificare și organizare trebuie să fie una continuă. Nu putem să stopăm un proces de aprovizionare a lanțului frigorific. Condiții pentru păstrarea vaccinului avem la toate etapele, deci nu știu cum va fi respectat ca o coadă, deci de la aeroport până la punctul de vaccinare. Asta este. Putem să vă demonstrăm și generatoarele care aprovizionează sursa de energie. Aici mai avem o cameră nouă, pentru vaccinul RLF. Este de la Serum Institute. Okay. Și avem Și aveți planuri de a primi vaccinul din partea Sunt două generatoare care asigură o energie suficientă pentru întreg depozitul și întreaga instituție. Wow. Desigur, au loc verificările acestor generatoare la un timp anumit, periodic. Ok. Fără întrerupere.
Da. Asta este pentru vaccinul care l-ați menționat. Da. Are nevoie de o acoperire de un internațional cum ar fi EMA sau RBA. Am înțeles. Sau precalificarea urgentă a UNESEO-ului. Ok. Când fiecare vaccin este eficient. Ok. Lucrul de asta ne străduim pentru a proviziona capacitatea. European.